În anul 451 a avut loc sinodul al patrulea ecumenic, găzduit în biserica Sfânta Mare Muciniță Eufimia din Calcedon, convocat de familia imperială Marcian și Pulheria. A fost cel mai mare sinod din Antichitatea creștină, numărul participanților consemnat de istorici variind între 520 și 630, cifre neegalate de o altă adunare de acest gen. Un rol deosebit în moderarea discuțiilor teologice din cele 15 ședințe l-a avut Patriarhul Anatolie al Constantinopolului. Întrucât nu se ajungea la niciun consens, atât tabăra ortodoxă cât și cea monofizită, insistând cu propriile argumente, Patriarhul Anatolie a propus ca decizia să fie lăsată în voia Duhului Sfânt prin mijlocirea Sfintei Mucenice Eufimia, ale cărei moaște odihneau în Catedrala Sinodului, spunând către eretici: „Să scrieți voi într-o carte mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră și amândouă scrisorile, pecetluindu-le, le punem în mormânt la preacinstitele moaște ale Sfintei Mare Mucenițe Eufimia. Apoi să ne rugăm sobornicește lui Dumnezeu cu post ca, prin această sfântă plăcută a sa, să ne descopere care este credința cea dreaptă.” Aceasta zicând Sfântul Anatolie, toți au lăudat sfatul lui. Deci au scris două cărți, drept credincioșii pe a lor, iar ereticii pe a lor. Apoi, pecetluindu-le cu pecețile lor și descoperind mormântul Sfintei, au pus amândouă scrisorile pe pieptul ei și iarăși acoperind mormântul, l-au întărit cu pecete împărătească și cu strajă și s-au rugat 3 zile cu postire. Și sosind ziua a patra, împăratul împreună cu tot sinodul s-au dus la cinstitul mormânt al Sfintei Eufimia și, desfăcând pecetea împărătească, când au deschis mormântul, au văzut scrisoarea celor drept credincioși, șezând în mâna dreaptă a Sfintei, iar scrisoarea celor eretici, zăcând la picioarele ei. Și de mirare era și aceasta, că ea și-a întins mâna spre împărat și spre patriarh ca o vie, dându-le lor scrisoarea mărturisirii celei drepte. Atunci toți s-au umplut de bucurie negrăită și au dat slavă lui Dumnezeu, cântând cântări de laudă și de mulțumire Sfintei Mucenițe și închinându-se cu fierbinte dragoste moaștelor ei făcătoare de minuni. Acest fapt este amintit și în scrisoarea papei Leon I cel Mare, prin care confirmă hotărârile sinodului al patrulea ecumenic luate sub semnul lui Dumnezeu, arătat de minunea Sfintei Mucenițe Eufimia. Așa s-a stabilit învățătura de credință ortodoxă că în persoana divino-umană a lui Iisus Hristos sunt două firi, dumnezeiască și omenească, unite în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit.